Salutare tuturor! În videoclipul de astăzi vom explora cine este Dumnezeu din perspectiva creștin-ortodoxă. Vom discuta despre învățăturile fundamentale ale Bisericii Ortodoxe, atributele lui Dumnezeu și importanța sa în viața credincioșilor. Vom parcurge împreună texte sacre, scrierile sfinților părinți și tradițiile ortodoxe pentru a înțelege mai bine acest concept profund și sfânt. Haideți să începem! Definiția lui Dumnezeu în ortodoxie. În teologia ortodoxă, Dumnezeu este creatorul și stâlpul universului, atotputernic, atotștiutor, omniprezent și infinit de bun. El este treimea sfântă, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, trei persoane distincte, dar de o singură esență. Această învățătură fundamentală este prezentă în crezul niceu constantinopolian, recitat în fiecare liturghie. Cred într-o unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care de la Tatăl purcede. Această formulare subliniază unitatea esenței divine și diversitatea persoanelor din Sfânta Treime. Tatăl este sursa divinității, Fiul este cuvântul întrupat, care a venit pe lume pentru mântuirea noastră, iar Duhul Sfânt este prezent și activ în lume, dând viață și sfințind totul. Dumnezeu ca Tatăl. Tatăl este prima persoană a Sfântei Treimi și sursa întregii divinități. El este Creatorul, Cel care a adus toate lucrurile în existență prin puterea Sa. În rugăciunea Tatăl nostru, Iisus Hristos ne învață să ne adresăm lui Dumnezeu ca Tată, subliniind relația de iubire și protecție pe care Dumnezeu o are cu creația Sa. Dumnezeu ca Fiul. Fiul, Iisus Hristos, este a doua persoană a Sfântei Treimi. El este cuvântul lui Dumnezeu care s-a întrupat, a trăit printre noi, a suferit, a murit și a înviat pentru mântuirea noastră. În întruparea sa, Dumnezeu s-a făcut om pentru a ne aduce aproape de El. Iisus Hristos este mijlocitorul nostru și exemplul suprem de iubire și sacrificiu. Dumnezeu ca Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este a treia persoană a Sfintei Treimi, prezent și activ în lume, dătător de viață și sfințitor al creației. Duhul Sfânt ne îndrumă, ne inspiră și ne sfințește prin harul său. El este prezent în biserică prin sfintele taine, rugăciuni și viața de comuniune a credincioșilor. La Rusalii, Duhul Sfânt a fost trimis apostolilor, umplându-i de putere și curaj pentru a răspândi Evanghelia în lume. Această concepție a Sfintei Treimi, fundamentată în tradiția ortodoxă, ne oferă o înțelegere profundă și misterioasă a lui Dumnezeu, care este atât transcendent cât și imanent, atât infinit de mare cât și infinit de aproape de fiecare dintre noi. Atributele lui Dumnezeu. Dumnezeu este caracterizat prin mai multe atribute esențiale. El este omnipotent, ceea ce înseamnă că are putere absolută asupra tuturor lucrurilor. El este omniscient, cunoscând toate lucrurile din trecut, prezent și viitor. Dumnezeu este omniprezent, fiind prezent în toate locurile în același timp. În același timp, El este iubire infinită,
dreptate absolută și milostivire nesfârșită. Sfinții părinți ne învață că Dumnezeu, în iubirea sa, a creat lume și a trimis pe Fiul său pentru mântuirea noastră. Sfântul Ioan Evanghelistul spune: Dumnezeu este iubire, subliniind centralitatea iubirii divine în teologia ortodoxă. Revelația lui Dumnezeu. Importanța întrupării lui Iisus Hristos. Dumnezeu se revelează credincioșilor ortodoxi prin Sfânta Scriptură, liturghie, rugăciune și Sfintele Taine. Biblia este considerată cuvântul lui Dumnezeu, iar prin citirea și meditația asupra ei, credincioșii învață despre voia divină. Liturghia, inima vieții ortodoxe, este o întâlnire tainică cu Dumnezeu, unde prin rugăciuni, imnuri și Sfintele Taine ne împărtășim cu Hristos. Întruparea Fiului lui Dumnezeu Iisus Hristos este punctul culminant al revelației divine. Prin nașterea, viața, moartea și învierea sa, Hristos ne-a arătat adevărata natură a lui Dumnezeu și ne-a deschis calea spre mântuire. Dumnezeu în viața credincioșilor. Pentru credincioșii ortodoxi, Dumnezeu este prezent în fiecare aspect al vieții lor. Rugăciunea zilnică, participarea la Sfânta Liturghie și primirea Sfintelor Taine sunt moduri prin care își mențin legătura vie cu Dumnezeu. Fiecare zi începe și se încheie cu rugăciune, iar în momentele de bucurie sau suferință, credinciosul ortodox își îndreaptă inima spre Dumnezeu. Urmarea poruncilor divine și trăirea conform învățăturilor bisericii sunt esențiale pentru a trăi o viață bine plăcută lui Dumnezeu și a dobândi mântuirea. Rugăciune. Rugăciunea este piatra de temelie a vieții spirituale ortodoxe. Prin rugăciune, credincioșii comunică direct cu Dumnezeu, cerându-i ajutor, mulțumindu-i pentru binecuvântări și lăudându-l pentru măreția sa. Rugăciunile de dimineață și seară, precum și cele înainte și după mese, sunt momente de reculegere și comuniune cu Divinul. Rugăciunea Tatăl nostru, născătoare de Dumnezeu și crezul, sunt doar câteva dintre rugăciunile esențiale pe care credincioșii le rostesc zilnic. Sfânta Liturghie. Sfânta Liturghie este centrul vieții liturgice ortodoxe, un moment sacru în care credincioșii se adună pentru a-L adora pe Dumnezeu și a primi Sfintele Taine. Participarea la liturghie nu este doar un act de credință, ci și o modalitate de a se uni cu Hristos și cu întreaga comunitate de credincioși. Prin împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, credincioșii primesc harul necesar pentru a trăi o viață sfântă și bine plăcută lui Dumnezeu. Sfintele Taine. Sfintele Taine sunt canale de har prin care Dumnezeu lucrează direct în viața credincioșilor. Botezul, mirungerea, Euharistia, pocăința, cununia, hirotonia și Sfântul Maslu sunt cele 7 taine care jalonează viața unui creștin ortodox. Prin aceste taine, credincioșii primesc harul lui Dumnezeu, sunt întăriți în credință și sfințiți pentru a trăi conform voii divine. Viața în comunitate. Comunitatea parohială joacă un rol important în viața credincioșilor ortodoxi. Participarea la viața comunității, ajutorarea celor nevoiași și implicarea în activități caritabile sunt modalități prin care credincioșii își exprimă credința și iubirea față de aproapele. În comunitate, credincioșii găsesc sprijin spiritual, îndrumare și încurajare pentru a-și trăi viața în conformitate cu învățăturile bisericii. Postul și asceza. Postul și asceza
sunt practici importante în viața credincioșilor ortodoxi. Postul, fie el săptămânal sau pe perioade mai lungi, postul Paștelui, postul Crăciunului, este o modalitate de a se curăța spiritual și de a se apropia mai mult de Dumnezeu. Prin renunțarea la anumite alimente și practici lumești, credincioșii își îndreaptă atenția către rugăciune, meditație și fapte bune. Așadar, Dumnezeu ocupă un loc central în viața fiecărui credincios ortodox. Prin rugăciune, participare la Sfânta Liturghie, primirea Sfintelor Taine, viața în comunitate, post și asceză, credincioșii își întăresc relația cu Dumnezeu și se străduie să trăiască conform voii sale. Această viață de credință și devoțiune le oferă puterea de a depăși provocările zile și de a-și îndrepta privirea spre mântuirea promisă de Hristos. Sfinții părinți și teologia ortodoxă. Sfinții părinți au jucat un rol crucial în dezvoltarea teologiei ortodoxe și în formularea învățăturilor despre Dumnezeu. Sfinți precum Sfântul Atanasie cel Mare, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Ioan Gură de Aur și Sfântul Grigorie de Nazianz au scris lucrări teologice profunde care ne ajută să înțelegem mai bine natura divină. Sfântul Atanasie, în lucrarea sa despre întruparea cuvântului, explică de ce a fost necesar ca Dumnezeu să devină om pentru a ne mântui. Sfântul Vasile, în Hexaimeron, descrie creația lumii și a omului de către Dumnezeu. Aceste scrieri sunt esențiale pentru teologia ortodoxă și ne oferă o înțelegere profundă a divinității. Contribuția Sfântului Atanasie cel Mare. Sfântul Atanasie cel Mare, cunoscut ca stâlpul ortodoxiei, a jucat un rol esențial în apărarea doctrinei Sfintei Treimi și în combaterea ereziilor ariene, care negau divinitatea lui Hristos. În lucrarea sa despre întruparea cuvântului, el explică misterul întrupării lui Hristos și importanța acesteia pentru mântuirea omenirii. Potrivit Sfântului Atanasie, numai Dumnezeu putea să ne mântuiască, iar pentru a face asta, el a trebuit să devină om, fără a înceta să fie Dumnezeu. Contribuția Sfântului Vasile cel Mare. Sfântul Vasile cel Mare a fost un teolog și păstor al bisericii, cunoscut pentru rigurozitatea sa ascetică și pentru scrierile sale teologice. Hexaimeron, una dintre operele sale cele mai cunoscute, este o serie de omilii, cuvântare bisericească predică, despre cele 6 zile ale creației, în care Sfântul Vasile interpretează textul biblic al Genezei. Această lucrare nu doar că subliniază puterea creatoare a lui Dumnezeu, dar și evidențiază ordinea și frumusețea creației divine. Contribuția Sfântului Ioan Gură de Aur. Sfântul Ioan Gură de Aur, cunoscut pentru elocvența sa și pentru predicile sale inspirate, a adus o contribuție semnificativă la teologia pastorală și la înțelegerea practică a credinței ortodoxe. Predicile și comentariile sale biblice oferă îndrumări concrete despre cum să trăim conform învățăturilor lui Hristos. El subliniază importanța milosteniei, a iubirii aproapelui și a trăirii unei vieți morale ca reflectare a credinței noastre în Dumnezeu. Contribuția Sfântului Grigore de Nazianz. Sfântul Grigore de Nazianz, cunoscut și ca teologul, este renumit pentru expunerile sale profunde despre Sfânta Treime. În cele 5 discursuri teologice ale sale, el explorează natura și relațiile dintre Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, clarificând și apărând dogma trinitară împotriva ereziilor care amenințau biserica.
Scrierile sale au fost fundamentale pentru stabilirea terminologiei și conceptelor teologice corecte privind Trinitatea. Sfinții părinți și tradiția ascetică. Pe lângă contribuțiile teologice, Sfinții părinți au fost și mari asceți, care au trăit vieți de rugăciune intensă, post și meditație. Această tradiție ascetică a influențat profund spiritualitatea ortodoxă, subliniind necesitatea de a ne curăța sufletele și de a ne apropia de Dumnezeu printr-o viață disciplinată și devotată. Scrierile ascetice ale Sfinților Părinți, precum cele ale Sfântului Isaac Sirul și ale Sfântului Efrem Sirul, continuă să fie surse de inspirație și ghidare pentru credincioșii ortodoxi. Moștenirea Sfinților Părinți. Învățăturile și scrierile Sfinților Părinți rămân piloane ai teologiei ortodoxe și modele de viață duhovnicească. Ele oferă o înțelegere profundă a naturii lui Dumnezeu și a relației noastre cu El, îndrumându-ne în trăirea unei vieți conforme cu voia divină. Moștenirea lor continuă să inspire și să îndrume credincioșii în căutarea lor de a cunoaște și de a iubi pe Dumnezeu mai profund. Prin lucrările și viețile lor, Sfinții Părinți ne-au oferit o teologie solidă și o spiritualitate profundă, care rămân esențiale pentru înțelegerea și trăirea credinței ortodoxe. Aceste învățături ne îndrumă în a-L cunoaște pe Dumnezeu și în a trăi o viață sfântă, reflectând iubirea și dreptatea divină în fiecare aspect al existenței noastre. Așadar, astăzi am explorat cine este Dumnezeu din perspectiva creștin-ortodoxă. Am discutat despre definiția și atributele sale, revelația prin Hristos și Sfânta Scriptură, rolul său în viața credincioșilor și contribuția Sfinților Părinți la teologia ortodoxă. Este evident că învățătura ortodoxă despre Dumnezeu este profundă și complexă, dar esențială pentru înțelegerea credinței noastre. Sper că acest videoclip v-a oferit o perspectivă clară și inspiratoare asupra acestui subiect. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și nu uitați să dați like, să vă abonați și să lăsați un comentariu cu gândurile voastre. Ne vedem data viitoare! Fie ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți și să ne călăuzească pe calea mântuirii.